că s-a băgat în fața lui. Trei jucători de la control de pe pușează midul. Mihnea, o eliminare pe Jep. Ciocardou. Face un headshot, rămâne la 1-11. Ciocardou elimină pe Hela. Shadow face și el frag-ul. Shadow cu triple, cu double kill aici. Facem și chestii de genul. Vine polarul pentru Shadow. Six eliminat de Soda, destul de rapid. Shadow face de frag-ul. 4 vs 4. NK cu MP9-ul pe banană. Primește damage de la Molotov, Jep. Și ulterior este auzit și eliminat de FNK. Smoke pentru Bacon. Wipe-ul surprinde pe Ciocardou, care se afla în pit. Mhână, o eliminare pe Maestr. Hela face și el frag-ul pe Mhână. Shadow un double kill în momentul de față. FNK, FNK încheie runda cu frag-ul pe Wipe. Aici poți să cum e la Barax. Un rush la site-ul B. Mhână cu o eliminare. Pică jucătorii din site-ul B ai celor de la UDP. Sixy, double kill-ul pe Will și pe Soda. 250. Și cred că este cunoscută poziția. Pică Ciocardou. Pică și Sixy. 1 vs 1 cu Shadow. Rămas la 2 HP. Ned elimină și Shadow are timp să dezamorseze și bomba. FNK este eliminat. Se face intrarea în scurt din partea celor de la Barax aici. Un stăpânire pe site-ul la... Nu cred că este știută poziția lui Wipe aici în Nips. Soda îl prinde pe Shadow. Pică polarul celor de la controlul DP. Hela face și el frag-ul pe CX. Și cred că se face intrarea în lung din partea celor de la Gaming. Ciocardou, o eliminare pe Wipe. 3 vs 4. Au un jucător secacei de la Barax. Ciocardou cu double kill aici și aruncă molotovul. Maestr reușește și o eliminare pe Mhână. Și Ciocardou are bomba aici. Cred că știe pe FNK în zona midului. Ciocardou un triple kill. Pică polarul și nu cred că se așteaptă să aibă doi jucători în spatele lui. Și pare că s-a blocat puțin autodirectorul și nu s-au prins fragurile pe Hela. Face un collateral kill pe Jep. Ciocardou este prins în ups de Will. Sixy, picul pe banană, îl prinde polarul celor de la o Barax. Se reușește o singură eliminare, îl mai are HP. Și nu. Pică Sixy. Și Shadow, ultimul rămas în viață. Vine din banană și decid să meargă încet. 4 la 4. Și Shadow nu reușește să prindă absolut nimic. Reușește eliminarea pe Jep în cele din urmă. Și cred, dați-mi pe Steam plus rep și ulterior. Doi jucători în boiler. Un boost în boiler din partea celor de la UDF. Un mini pit. Nu cred că o să-l verifice băieții. Reușește să o eliminare. Hela face refragul pe CX și FNK reușește și el o eliminare din mini pit. Shadow cu double kill-ul. Shadow a prins linii. Nu, n-a prins linie. Să vină o rotație din partea celor de la jucătorilor finlandezi către site-ul B. Mhână reușește o eliminare, dar este pus ulterior la pământ și vine splitul către se. Se face un oraș pe banană în doi jucători, dar sunt alihinați de Mhână cu ajutorul lui FNK. Și cred că o să urmeze să planteze și bomba. FNK elimină pe Hela prin smoke.
Și vine rotația celor de la controlul de pe Ciocar, două eliminare pe Mist, pe Maist. Iar Suda, ultimul rămas în viață, eliminat de CXE, 6 la 5 pentru cei de la controlul de pe. Aruncă utilitățile pe banană, un pic. Soda este blocat la lemne, vine un double nade, îl elimină FNK plus MHN. Se aruncă un smoke în side și cred că se facă pușul. CXE cu un double kill, CXE are bomba, reușite și Ciocar 2, eliminare pe Wilp. 5 vs 1. Cred că pot să încerce să salveze acel AK, cel mai probabil. Dar este prins de CXE. Triple kill pentru acesta. 7 la 5. Shadow, pe clubul banană, nu observă niciun jucător. Îl prinde pe Hela prin smoke. GG, și cred că o să vină rotația pe site-ul ăla. Vine și push-ul în partea celor de la Barax. Ciocar 2 face o eliminare, eliminat ulterior de Mista. Se exe cu double kill aici și ultimul rămas în viață, Soda, pe short. Prins de Shadow și eliminat, 9 la 5. Shadow face eliminare pe Jeb, FNK și el eliminare pe Hela, niciun jucător pe banană. Mersi de subscribe. Din păcate n-am văzut cine s-a abonat, dar o să apară pe chat cel mai probabil. Elod Gaming, mersi de subscribe. Ciocar 2, nu are pe wipe, este eliminat de Mista ulterior, CXE cu încă un double kill pe site-ul ăla. Și ce se întâmplă? Eu cred că o să se intre în forță pe site-ul ăla. Sartă jucătorii, Ciocar 2 prins, Shadow reușește o eliminare pe Jeb. Rămâne fără gloanțe. Eliminat Mist. CXE are arcada, posibil să fie surprins, dar nu. Elimină pe Soda, ultimul jucător al celor de la Barax în librărie. FNK elimină pe Wilp și ultimul jucător în librărie, elimina de Shadow, 11 la 5. Super banană. Și cred că o să se încerce o intrare pentru site-ul B. Hela îl prinde pe Ciocar 2 acolo, frumos și de Deagle. City un flash deasupra CT-ului și se face intrare în site-ul B. Shadow-ul prinde pe Will, au un jucător în ruine. Hela le elimină prin smoke pe CXE sub efectul flash-ului. Hela reușește eliminarea pe MHN. Sus 2 de față, bomba nu este plantată, bomba, nici nu bomba, ci de la control de pe bomba este în rampă în mine. Soda, prins de Shadow. Shadow mai omoară un om, acela fiind Hela. Miselină pe Shadow, ultimul rămas în viață FNK. Doar un Galil și 58 HP, poate să rămâne pe Jeep aici. Se meargă către site-ul ăla, se recuperează AK-ul și cred că o să încerce să ia fight-ul și cu Mist, dar cred că o să fugă acesta, știe că mai are decât o secundă și o să câștige runda. FNK salvează acela AK. FNK poate să fie surprins aici de Mist și se întâmplă acest lucru, este eliminat. Pică singura armă celor de la control de pe și se face intrarea în site-ul A. Vin fragurile pentru cei de la Barax, Shadow ultimul rămas în viață, eliminat de Mist și se încheie runda 11 la 6. Mist aici foarte agresiv, CXE îl prinde, dar este omorât de acel molotov. Deci ai ok. FNK prins de Soda aici, observat și eliminat. Shadow eliminat și el nu se ajută de la poziția lui Hela. Soda elimină pe Mihna, Jeb încheie runda cu în zona midului cu 4 jucători. Soda reușește eliminare, se blochează în acel perete. Ciocar 2, o singură eliminare pentru acesta. CXE singurul la site-ul B aici, încearcă să facă puțină presiune. Și vedem că se protesc înapoi toți. Mihnea reușește și o eliminare alături de Shadow, stratează smoke-ul de CT. 2 vs 2.
ce de o elimină pe Soda, Mihnea a reușit și el fragul pe Jep. 12 la 10. Will primește aici destul de mult damage în casa de la cel molotov. Se face push-ul un short crossfire între Jep și Soda aici. Dar Shadow reușește un frag. Și este eliminat în cele din urmă de mai. Un forest din partea celor de la control aici. Picase X-e. Și unul din Apps. Și doi eliminări, Shadow și Ciocardou pică. Jep să-l ajute. Mihnea secat, reușește să-i dea puțin damage lui Soda. Ultimul rămas în viață, FNK. Este văzut și eliminat de Maist. Pică, au mai rămas cu niște bani. Sixe, pușează B-ul, ajunge cu tot în CT. Și unul în site. Cred că este conștient de poziția aceluia. Se face intrare pe site-ul B, un singur jucător. Se pușează ruinele. Sixe, nu reușește eliminarea, dar reușește Ciocardori fragul. Au 3 arme și un tech. Iar vine retake-ul celor de la Barax. Soda, surprins aici de FNK, nu cred că se aștepta la poziția ce știa și aruncă molotovul. Slabreau băieții, eu care am 39 de ore joc mai bine. Corect, corect, corect. Sexe, cât pe ce să-l prindă pe oare pe banană, în schimb este doborât. Au un jucător boostat în CT, să vedem dacă o să se aștepte la poziția acestuia. Pică Shadow, pică și Mihnea, Ciocardou face refragul pe Hela. Mai un jucător la negreală și încă unul în ruine. Se plantează bomba de către FNK, omorât prin smoke de Soda. Nu cred să așteaptă Ciocardou la poziția lui Wilp în site și... și cred că se realizează push-ul în mid din partea celor de la controlul de pe. Pică Mihnea și cu FNK. Vine Wilb la site-ul B, îl prinde pe CX cu spatele, se aruncă smoke-ul în CT. Pică și Shadow aici. Ciocardou face fragul pe Hela, 1 vs 4, se cala 22 HP. Ciocardou. Hai să dăm Ciocardou, a mai făcut un 1 vs 3 și ieri. Recuperează AVP-ul și o să-l salveze pentru runda. Se încasează de mult, destul de mult de meci acolo pentru CX și pentru FNK. Și Ciocardou s-a secat până la 70. FNK încerca să recupereze, cred că acel polar. CX destul de agresiv pe mana, reușește eliminare pe Will. Aici l-are și pe Hela în față, reușește și eliminarea pe acesta. Site-ul B este liber. L-au pe FNK aici, nu cred că se așteaptă cei de la Barax. În schimb, reușește să dea puțin de meci. Care beneficiază de HP este Mihnea. Ciocardou eliminat de Jep aici. Se aruncă flash-ul. Pică și CX, pică și Mihnea și este destul timp pentru a se dezamă. Doi în zona midului. Pică CX și cu Mihnea, ulterior și Shadow, ultimul rămas în viață Ciocardou. 1 vs 4, se retrage în arcadă aici și... le elimină pe Ciocardou. 16 la 13.